Pregătirile necesare pentru scoaterea la licitație activității de salubrizare menajeră trebuie să fie gata până la sfârșitul lunii februarie. De acest sector se ocupă firma Rosal în baza unui contract semnat în 2007 și care expiră pe 15 aprilie 2015. Una din obligațiile noului operator va fi să realizeze pe cheltuiala proprie 80 de platforme subterane pe lângă modernizarea celorlalte 250 de platforme supraterane. O altă prevedere importantă se referă la dotarea tuturor caselor cu containere de colectare de 120 de litri sau de 240 de litri a deșeurilor menajere. Păi încă n-am văzut caietul de sarcini. Am înțeles că îl studiază domnii consilieri, mai aduc amendamente. Și abia după aia, când se publică, într-adevăr, atunci avem acces la el. Veți câștiga această licitație? În Suceava suntem ca rapidul, singuri împotriva tuturor. Tehnic, da, păi și anul trecut am câștigat după aia de CCPA, se va rezolva în instanță, o să vedeți. Deci nu e că s-a pierdut. Că fac acum ceilalți dezăpezirea, nu e nicio problemă, că era normal. A fost decizia primăriei. Păi așteptăm. Să vedem ce termene vor fi și asta. București s-a ocupat mai mult. Asta e ideea. Eu, la nivel de sucursală, am mai trecut pe la colegi, mai în drum un pic, ținând cont că n-am avut dezăpezirea. Am fost pe la Baia Mare, pe la Cluj. Sunteți pregătit cu containere de colectare din acestea noi platforme care să fie subterane? Suntem pregătiți, normal, adică nu... Păi platformele subterane noi le-am propus anul trecut în februarie, am făcut ofertă către primărie, am pus valoarea de investiții și am solicitat domnului primar să negociem un termen în ideea ca să ne acoperim și noi amortizmentul la lucrările care le facem. Deci asta noi le-am propus, avem depusă la primărie. Pe baza la ce am depus noi, am auzit și noi că în caietul de sarcini pe noua licitație se vrea să se facă așa ceva. Deci da. N-a fost o idee rea din partea noastră. Poate era chiar mai bine. Am înțeles că obligațiile celui care va fi operator va fi să realizeze pe cheltuială proprie 80 de platforme subterane pe lângă modernizarea altor 250 de platforme subterane. Depinde de valoarea contractului, depinde pe câți ani este. Păi da, pe lângă asta îți mai trebuie o groază, adică depinzi de multe, depinzi de terenul respectiv, trebuie să fie domeniul public, să ne trezim că le facem și pe domeniul privat. Va trebui cam 50% să ne ajute primăria. Nu mă refer pe partea de investiție financiară, dar din punct de vedere al legalității. Banii de la salubritate, cum, în ce stadiu mai sunteți? Păi mai au să ne dea vreo 4 milioane, cam așa. Noi ați văzut și anul trecut la licitație din 9 firme, am ieșit loc întâi. Dar dacă nu ne-a vrut, știți cum e. Asta e tot. Cu forța nu se poate. Și asta e adevărat, dar mai e și varianta aia, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Noul contract de salubrizare menajer a Sucevei urmează să fie încheiat pentru o perioadă de 7 ani, cu posibilitate de prelungire pe încă 3,5 ani, conform prevederilor legale.